Bună! Bine ai revenit la 3 minute de microidei. Voi citi acum un scurt fragment din cartea De la idee la bani. Capitolul Cele 6 fantome ale fricii. Natura l-a înzestrat pe om cu control absolut asupra unui singur lucru și acesta este gândul. Această realitate, alături de aceea că tot ce creează omul începe sub forma unui gând, îl conduce pe individ foarte aproape de principiul prin care poate fi înfrântă teama. Dacă este adevărat că toate gândurile au tendința de a se transforma în echivalentele lor fizice, poate fi la fel de adevărat și faptul că impulsurile fricii și ale sărăciei nu pot fi transformate în curaj sau în câștig financiar. Drumuri paralele. Între sărăcie și bogăție nu pot exista compromisuri. Cele două drumuri care duc spre bogăție sau spre sărăcie merg în direcții opuse. Dacă vă doriți bogății, trebuie să refuzați să acceptați orice circumstanțe care ar putea duce spre sărăcie. Cuvântul bogății este folosit aici cu sensul său general, adică bunuri financiare, spirituale, mentale și materiale. Punctul de pornire pe calea spre bogății este dorința. Dacă cereți bogății, hotărâți-vă sub ce formă și cât de mult vă doriți pentru a fi mulțumit. Dacă ezitați să porniți sau vă opriți înainte de linia de sosire, nu va fi nimeni de vină în afară de dumneavoastră. Responsabilitatea vă aparține în totalitate. Nu există nicio scuză care să vă scutească de asumarea faptului că ați fost înfrânt sau că ați refuzat să cereți bogății de la viață, deoarece acceptarea acestui lucru nu are nevoie decât de un singur lucru. Întâmplător, singurul lucru asupra căruia dețineți controlul, și anume o stare de spirit adecvată. Starea de spirit nu poate fi cumpărată. Ea trebuie indusă. Teama de sărăcie este o stare de spirit și nimic mai mult. Însă este suficientă pentru a distruge orice șansă de a avea succes. Acest adevăr devenind dureros de evident în timpul unei recesiuni economice. Această temere paralizează capacitatea de a raționa, distruge imaginația, anihilează încrederea în sine, subminează entuziasmul, descurajează spiritul de inițiativă, conduce la incertitudini în privința obiectivului, încurajează procrastinarea, eradichează entuziasmul și face imposibil autocontrolul.